Ok, bun, revenim noi, ascultăm noi o piesă semnată Emil Lasaria și F-Charm, Diedra, 9mm, și la telefon îl avem noi pe nimeni altul decât Emil Lasaria. Surpriză, da? V-am zis eu că avem noi o surpriză. Salutare, Emil! Salutare, salutare, și mă bucur foarte mult că ascultați această piesă care este, nu este deocamdată lansată oficial, dar... Dar s-a lansat acum la Radio Târgoviște. Corect. Foarte tare, ce mai faci tu, ce mai zici? Păi, ce să fac, muncesc din greu, pregătesc noul proiect despre care vorbeam și ceva mai devreme, cel cu Eșcear. Am mai multe piese, pregătesc un album undeva în martie, lansăm albumul pe 12 martie sau pe 11, în niciun caz pe 13, să nu ne aducă ghinion. Foarte tare, foarte. Avem vreo 10 piese în genul ăsta, sper să vă bucurați de ele și să le promovați. Bă, uite că multă lume, noi difuzăm deja multe piese, cel puțin eu, bine, nu numai eu, toți și colegii, știi, difuzează mai multe piese, remixul ăla lui Snap, The Power și multe altele, multe piese. Da, da, da. Și toți târgoviștenii, mai ales târgoviștenii noștri, sunt foarte mândri, mereu zic, foarte tare, Emil, nu știu ce, nu știu cum. Mă bucur și chiar... Mi-e dor de Târgoviște, având în vedere că de ceva timp nu mai stau pe acolo. Ai fugit de Târgoviște? Așa este viața, uneori e nebănuite. Normal, normal, nu știi unde te duce viața niciodată. Asta e, ce de să faci. De altfel și pe tine te-a dus viața și mai departe de Târgoviște. Eu sunt la 80 de kilometri de Târgoviște, tu ești la nu. Eu sunt la vreo 4.000 și ceva. Bă, chiar mi-era dor să te auzi și de asta. Am zis, bă, hai să vedem, să le facem o surpriză și la ascultători, să îl sunăm noi pe Emil Lasaria să zică și el două vorbe pentru ascultători. Și spune și el, deci, părerea despre situația actuală. Chiar am văzut că ai scos o piesă sau e produsă de tine cu Sony Flame, mă? Da, 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 e produsă de mine. Foarte tare. Mișto, ce să zic, așteptăm cât mai multe piese de la tine și frumoase, ca până acum, să ne încânți mereu, da, cu ceva nou acolo, pum, pum. V-am zis, în martie acum lansez albumul și o să vi-l trimit. Ok, păi atunci așteptăm albumul și cam atât, ce să zic, mersi frumos că ai intrat în direct. Mersi eu, mulțumesc eu și multă baftă. Un salut pentru ascultătoare, că ai multe fane, iauzi. Bun, hai, a fost Emil Lasaria, o zi frumoasă, Emil, rămâi pe fir, că imediat mai stăm noi puțin de vorbă. Până una alta lăsăm piesa ta să curgă, Emil Lasaria, F-Charm, Diedra, și rămâneți aproape de Radio Târgoviște. We'll be right back.